Sezonul 2022-2023 al Ligii a 4-a la fotbal debutează la finalul acestei săptămâni și reunește la start 16 echipe, cu 6 mai multe decât în stagiunea precedentă. Dorna Vatra Dornei, Foresta 2 Suceava, Bucovina Dărmănești, Sporting Poieni Solca, Academica Gălănești și Viitorul Verești sunt noile echipe înscrise. Duminică, în prima etapă, se vor disputa următoarele meciuri: Dorna Vatra Dornei, Viitorul Verești, Concordia Grămești, Academica Gălănești, Siretul Dolhasca, Recolta Fântânele, Foresta 2 Suceava, Sporting Poieni Solca, Șomuzul Preotești, Bucovina Dărmănești, Rarău, Câmpul Moldovenesc, Viitorul Liteni, Victoria Vatra Moldoviței, Moldova Drăgușeni și Juniorul Suceava, Progresul Frătăuții Vechi. La o săptămână după startul Ligii a 4-a, pe data de 11 septembrie, se vor disputa partidele din primul tur al Cupei României, faza județeană. În runda inaugurală vor participa cele 20 de formații din Liga a 5-a.